Ne bucurăm să fim aici în prezența lui Dumnezeu, îi dăm slavă lui Dumnezeu și pentru ziua aceasta, o zi minunată de sărbătoare. Săptămâna aceasta a fost încărcată de evenimente, nu știu câți dintre voi, dar eu cu siguranță ieri am stat lipit de gadgeturi și de televizor să vedem ce se întâmplă în Rusia, nu? Majoritatea de aici și am zis că poate se termină, dar mi-am dat seama că în diavol nu poți să ai încredere deloc. Că noi practic vroiam ca un diavol să dea jos pe al diavol, nu? Și diavolul întotdeauna te dezamăgește. Singurul care nu te dezamăgește este Dumnezeu. Toată săptămâna asta a fost plină de evenimente și poate evenimentul cel mai pregnant dincolo de ce s-a întâmplat ieri a fost, cred că majoritatea dintre voi ați urmărit toată acțiunea asta cu submersibilul acela care s-a dus să vadă Titanicul, ați văzut, și nenorocirea care s-a întâmplat acolo, toți am fost foarte curioși să vedem, se aud bătăi, nu se aud bătăi, cum îi scoate de acolo am asistat toți la tragedia aceea care s-a întâmplat. Mi se pare ciudat totuși că presa a acoperit și așa de mult s-a făcut atâta vâlvă pentru 5 oameni, când știm foarte bine că tot în aceeași săptămână, pe coasta Greciei, s-a scufundat un vas cu 750 de oameni. Oh, e drept că erau sirieni, palestinieni, egipteni, pakistanezi, care n-aveau bani să plătească și să dea 10 semnături, să meargă să vadă ceva extrem de exotic care nu poate să-l vadă nimeni. Și totuși nu s-a vorbit așa de mult despre evenimentul respectiv. Și mă gândeam, noi ca omenire, ca generație, avem o problemă majoră. Suntem atât de consumați să auzim lucruri noi și să vedem chestiuni exotice. Suntem atât de interesați și uităm să fim oameni. E interesant că toată suflarea, navele americane, canadiene au ajuns acolo, în jumătate de zi toți au fost acolo și vasul acela cu 750 de amărâți care căutau o viață mai bună undeva în Europa, deși erau semnalmente clare că se va scufunda, nimănui nu i-a apăsat și astăzi, în timp ce se caută ce a mai rămas din sute de oameni care au murit acolo, nu vedeți în presă, trebuie să căutați foarte atent să vedeți ce s-a mai întâmplat. Ca generație, avem o problemă majoră. Majoritatea din Europa spun creștini. Și uităm că creștinismul trebuie să fie definiția bunătății, a compasiunii. Uităm că cel pe care noi îl urmăm, Iisus Hristos, este primul care a sărit să salveze pe cel necat. Definiția creștinismului este a-l urma pe cel care a lăsat poziția privilegiată pentru cel care nu putea să iasă din groapă, pentru cel care nu putea să se salveze singur. Ca societate trebuie să ne punem niște întrebări. Suntem atât de consumați să vedem și să auzim despre oamenii privilegiați fără să ne intereseze de cei mai mulți. Pe când la Dumnezeu este exact invers. Pentru El orice suflet este important. Orice om este salvabil. Și Iisus Hristos a venit ca să salveze pe cel păcătos. El spunea fariseilor și cărturarilor, eu n-am venit pentru oamenii importanți. Pentru cei care nu au nevoie de doctor, pentru cei care cred ei că sunt sănătoși, ci eu am venit pentru cei bolnavi, pentru cei care se neacă, pentru cei care au nevoie de salvare. Cred că este un moment prielnic al nostru ca biserică, ca societate, creștini în general, să ne uităm în oglindă și să ne punem o întrebare serioasă, oare mai știm pentru ce trăim pe pământul ăsta? Vedeți, Domnul Iisus
știind că o să avem probleme cu memoria, a lăsat un sacrament important în biserică. Pe lângă botez, cina Domnului, împărtășania, masa Domnului, cum vreți să-i spuneți, este de fapt o amintire constantă a ceea ce a făcut Iisus pentru noi. Despre asta este vorba. Și cum se spunea mai devreme, e foarte important, Pavel a transmis corintenilor lucrul ăsta, e foarte important ce atitudine dezvoltăm când venim aici. Să stăm la masa lui Iisus. Vedeți? Cel mai rău lucru pe care putem să-l facem noi, bazat pe ceea ce am citit, este să venim în prezența lui Dumnezeu cu așteptarea că o să fie totul normal, e o chestie pe care trebuie să o facem. Și noi trebuie să venim aici cu tremurați de gândul, cu tremurați de jertfa pe care Iisus a făcut-o pentru noi. Nu cu lucruri mici am fost noi răscumpărați. Nu cu lucruri care costă bani, ci cu scump sângele mielului Iisus Hristos. Și astăzi, în prezența mesei, în prezența lui Dumnezeu, cred că trebuie să ne punem niște întrebări foarte serioase. Pentru că El a lăsat un model pentru noi. Vedeți, noi avem mesajul puternic, mesajul care cu adevărat face o diferență. Noi credem că El a venit și s-a născut într-un mod supranatural. Credem că a trăit o viață perfectă ca să ne arate nouă cum să trăim și mai mult decât atât să împlinească legea lăsată de Dumnezeu. El a făcut 12 ucenici pe care i-a împuternicit, El a suferit și încă moarte de cruce pentru păcatele noastre, El a murit și a fost pus într-un mormânt, s-a pus o piatră deasupra acelui mormânt, dar a treia zi a înviat după Scripturi. Dar asta nu-i tot mesajul? A înviat și s-a arătat ucenicilor. S-a înălțat la cer și a trimis Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, care astăzi locuiește în noi. Voi sunteți templul Duhului Sfânt. Amin? Dar asta nu-i tot. El este la dreapta Tatălui acum. Și totuși, lucru pe care de multe ori biserica luită este cel final, și anume Maranata. El vine în curând. Iisus stă să vină. Asta este mesajul bisericii. Celelalte sunt foarte importante, dar mesajul care ne ține pe vârfuri, atenți, alerți, este Maranata. Iisus Domnul vine curând. În generația noastră se aud pașii Lui. Dacă ne uităm în jurul nostru, vedem cu ochiul liber lucrul acesta și asta trebuie să fie o bucurie pentru noi. Când auzim Maranata, El vine curând, asta trebuie să fie o bucurie. Să mă bucur mai mult decât că vine plecarea în Grecia, Cipru sau unde mai mergeți voi. Că e mai important asta. Nu numai că scap de facturi și de rata la casă, de care îți dorești să scap, știu. Nu numai de asta. Ci pentru că ăla este finalul și un nou început, începutul veșniciei împreună cu Dumnezeu. Sfârșitul oricărei dureri, dar mai mult ca orice, prezența constantă în împărăția lui Dumnezeu. Eu cu El, noi cu El, pentru totdeauna. Wow! Ăsta este ceva uluitor, extraordinar și se merită să trăim pentru aceasta. Și El a lăsat cina Domnului cu un scop precis. Vedeți, Iisus n-a făcut nimic doar așa că a trebuit să facă sau din cauza unui ritual pe care a trebuit să-l respecte. Din contra, El a spart orice tipar. El a luat ce este vechi și a făcut nou. Și masa asta la care stăm astăzi a fost veche, dar acum este nouă, are alt simbol, are altă semnificație mult mai profundă. Oare care este rolul acestei mese? De ce o luăm în fiecare lună? De ce este specială și subliniem lucrul ăsta de fiecare dată? Nu, serios, dacă am fi să simplificăm ceea ce spunem noi în fiecare duminică aici, ați ajunge toți la concluzia că noi ne cam repetăm aici.
De fapt, spunem același adevăr în forme diferite. Dar adevărul acesta este singurul care eliberează cu adevărat. Pentru că ceea ce facem noi aici este propovăduirea, predicarea Evangheliei. Pavel spunea, nouă nu este greu să repetăm și vouă vă este de folos. Dar de ce ne este de folos? Pentru că de generații la rând, în 2000 de ani, dacă nu știați, de la Iisus până astăzi sunt 56 de generații, spunem același lucru. Dar de ce este eficient? Pentru că să vă spun ceva, în 56 de generații, în 2000 de ani, dacă nu era eficient, nu se mai făcea. Dar este eficient. Știți de ce? Pavel le spune romanilor cheia. Și le spune așa, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia, întâi a iudeului și apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi cum? Prin credință. Deci este putere în mesajul acesta. Dar mai mult decât atât, oamenii au tendința de a uita. Nu mai am probleme cu uitarea? Nu? Mai sunt aici care își pun reminders pe telefon? Reminders că dacă nu uit, asta este. La servici, în mod constant, trebuie să ni se facă instructaje, să ne readucem aminte, niște lucruri pe care le repetăm de nu știu câte ori. De ce? E foarte important să ne aducem aminte. Pentru că avem tendința să uităm. Da? Se fac periodic instruiri pentru a ne readuce aminte. Și uitarea nu este neapărat rea. Este tot un sistem făcut de Dumnezeu, pentru că noi avem nevoie să accesăm informații noi și pentru a le depozita, pe alea vechi trebuie să le luăm, să le punem un sertar, să le punem un pic mai jos, să fie mai greu accesibile. De asta câteodată stăm să ne aducem aminte niște lucruri. Știți ce facem? Deschidem sertarele. Și unele spuse departe, că e foarte greu să ți le aduci aminte. Eu pățeam așa când erau copii mai mici, nu era screen time pe atunci, trebuia pur și simplu să iei electronicul și să-l ascunzi. Dar șmecherii ăștia mei știau întotdeauna să le găsească. Mă știau locurile extraordinare. Și totdeauna trebuia să inventez lucruri noi. Locuri noi. Bă, așa le inventam că uitam unde le puneam. Mamă, ce mă chinuiam. Mă enervam mai mult să le găsesc decât că i-am găsit pe ei pe ele. Pentru că uiți. Și de asta în mod constant avem nevoie să ne reamintim. Și pentru că știa că avem tendința să uităm, el a instaurat cina ca o masă comemorativă, adică de aducere aminte. Să faceți lucrul acesta, spune el, pentru ce? Pentru pomenirea mea. Să vă aduceți aminte, constant, că în fiecare duminică, cum fac unii, că în fiecare lună, sau, mă rog, alt interval, în mod constant, biserica, credincioșii, trebuie să-și aducă aminte de ceea ce a făcut Iisus pentru ei. Ucenicii trebuiau să repete masa aceasta. Nu uitați, el spune, ce spunea Pavel mai devreme, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine, nu? În noaptea care a fost vândut. Deci ultimul lucru pe care l-a făcut Iisus, atenție mare, este să organizeze o masă împreună cu ucenicii. Din cauza că știa că ultimele lucruri pe care le spune un muribund sunt cele care se instalează pentru totdeauna în mintea celor dragi. El a lăsat masa aceasta ca noi să ne aducem aminte. E un gest de dragoste pe care ucenicii trebuiau să-l facă în mod constant. De asta, cum am auzit mai devreme, nu trebuie să venim aici din obișnuință. Într-un ritual. Avem și noi un ritual, mergem a treia duminică, bine, asta e a patra, că am fost la munte, înțelegeți voi, dar mergem și noi acolo și luăm cina. E ceva, dar ce se întâmplă acolo? E ceva normal, ceva obișnuit, noi asta facem. Nu, noi venim aici pentru că Iisus este viu. Este reamintirea constantă a bisericii că Iisus este viu și El este prezent în mod spiritual aici cu noi la masă. Când venim aici, în clipa când pășim pragul, noi trebuie să înțelegem că noi suntem cei imperfecți și El este cel perfect. Și că astăzi avem statutul de perfect, nu pentru ceea ce suntem noi, ci pentru ceea ce a făcut El. Binecuvântat să fie numele Său.
Când vin aici și stau la masa sfântă în mod constant, trag cu ochiul și îmi dau seama ce mult l-a costat pe el. Îmi dau seama că n-a fost gratis, n-a fost cheap, n-a fost ieftin. Unii prezintă asta ca n-a costat nimic. Nu, a costat foarte mult. A costat ceva mai de preț decât argintul, aur, platina, nestemate, spune Petru. Ci scump sângele lui Iisus Hristos. Nimic nu este mai scump. Nimic nu este mai prețios. Pentru că El este Cel care stă la masă cu noi. Jehova Ire, Cel care poartă de grijă. Ți-a purtat Dumnezeu de grijă săptămâna asta. Aleluia, treia să ridica mâna. Ceilalți? El este Jehova Rafa, Vindecătorul, Cel care vindecă emoțiile, mintea, Cel care vindecă trupul. În rănile Lui avem vindecarea, spunea Isaia cu 700 de ani înainte. Și este adevărat, El este Jehova Rafa. El este Jehova Nisi, steagul celor slabi. Te-ai uitat vreodată la El când ți-a fost greu și ai simțit că te îmbărbătezi? Da? Pentru că El este Jehova Nisi. Asta este un nume al Lui. Steagul, stindardul, Cel care ne încurajează. De ce credeți că în război, pe lângă ăștia cu arme, era să spun tacuri și tunuri, că numai asta vedem la televizor, săbii, săgeți, sulițe, mergea și unul cu steagul. Vă spun, cel mai important dintre toți de acolo era ăla cu steagul. Toți se adunau în jurul. Cât steaguri era sus, armata mea e biruitoare. Biblia spune că El nu merge cu un steag, ci El este stindardul. El este steagul. Atât timp cât El este Jehova Nisi, în picioare noi câștigăm. V-ați gândit la asta? Biserica este biruitoare atât timp cât Iisus este înainte. El este și Jehova Elohim, Domnul oștirilor. În prezența Lui toate duhurile cad în leșin. Orice necaz, orice problemă, orice stres, în prezența Lui Iisus pleacă, pentru că El este Domnul oștirilor. Binecuvântat să fie numele Său. Și astăzi am primit o invitație așa de onorantă să stăm la masa Lui, în prezența Lui. Cel mai rău lucru este să vii din obișnuință, din ritual. M-am făcut asta, haide să văd și eu cum e. Nu, fii atent. La masa împăratului se vine numai cu invitație. Numai cu invitație. Citeam despre Ion Bălăceanu, ăsta a fost un ministru de externe prin 1900. Și el trebuia să meargă să ia masa cu Franz Iosef și cu mai mulți miniștri de externe și românul nostru, de frică, știm că neamțul ăla trebuie să fie la timp. Da? El s-a dus mai devreme. A zis, fiu sigur că nu întârzi, mă duc mai devreme. Și Franz Iosef, când a auzit că a venit ministrul de externe a României mai devreme, spune, dar duce să repede înăuntru. A crezut că s-a întâmplat ceva. Zice, ce s-a întâmplat? De-ai venit mai devreme. Și spune, nu, mă scuzați, eu am venit mai devreme să nu întârzi. Și atunci a aflat el că la masa regelui e la fel de grav să vii mai devreme decât să vii mai târziu. Trebuie să vii exact la timp. Exact când trebuie. Exact când trebuie să vii. Să vii. Suntem la masa împăratului. Și El ne-a chemat pe noi pentru că noi suntem ai Lui. Nu oricine poate să fie la masa aceasta. Da? Masa aceasta, în primul rând, este pentru amintire, pentru pomenirea Lui. În al doilea rând, este o masă frățească. Luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Cristofor Columb a pornit spre mare să descopere țări noi, pe când Martin Luther era un școlar. Apoi Michelangelo sfârșea Capela Sixtină, când Luther a început să predea teologia ca un tânăr preot. Când a oficiat el prima cină, împărtășanie, în 1507, povestea în memoriile lui că a tremurat așa de tare încât era gata să verse paharul cu sângele Domnului. Pentru el, pentru tânărul Luther, masa asta avea o importanță covârșitoare. E drept că el se trăgea din catolici și a și murit crezând că în clipa când preotul se roagă, rodul visei se transformă în sânge al lui Iisus și pâinea se transformă literal în trupul lui, se numește transubstanțiere, asta credea el. Și când stătea cu ele în mână, de frică, de reverență, era să le verse. Eu întreb azi,
Oare nu venim aici crezând că e la voia întâmplării și că e ceva normal, facem și noi asta într-o pauză de ceva, mai luăm și noi cina? În loc să înțelegem că noi suntem frații lui. Vedeți, la masă acolo n-a putut să participe oricine. Masa aceea a fost o masă specială pentru cei 12. El a pregătit-o și a trimis ucenicii înainte, le-a spus exact ce trebuie să facă, ei au știut ce să pregătească, dar la masa aceea au fost numai frații lui. Numai cei care făceau parte din familia lui. Nu oricine poate lua masa cu un împărat. Du-te și încearcă să iei masa cu Iohannis acum. Oricât ai încerca, poți să încerci și dacă încerci prea mult, s-ar putea să o iei la pușcărie. Dar la masa aia se participă numai pe bază de invitație. Iisus a pregătit masa și i-a invitat pe cei 12 și au stat împreună la masa lui. Vedeți? El a pregătit minuțios acest eveniment. Pentru că voia să fie sigur că ei beneficiază și înțeleg de însemnătatea acestui eveniment. În fiecare lună, înainte să vii aici, trebuie să te gândești, voi sta la masă cu regele. Nu oricine poate să facă asta. Nu oricine poate să facă asta. Sunt onorat să stau la masa regelui. Iubești cu adevărat părtășia cu el? Sau ești aici pentru binecuvântări? Că sunt unii care se dau la creștinism, se botează pentru package deal. Eu mă botez, dar o să meargă și mie bine. No, o să fiu un pic mai respectat, o să meargă mai bine din punct de vedere financiar și uităm și ne întoarcem de formă numai pentru binecuvântări. Trebuie să iubim părtășia cu El, trebuie să iubim pe Cel care binecuvintează, nu binecuvântările Lui. Noi nu suntem aici pentru binecuvântări, noi suntem aici pentru că îl iubim pe El. Și masa sfântă, tocmai asta ne spune. Stăm la masă cu regele regilor și cu împăratul împăraților. Cu Cel care a suferit pentru noi. Masa asta ne vorbește despre faptul că suntem frații Lui. Suntem frații Lui, suntem înfiați de Dumnezeu. Astăzi, atitudinea inimii noastre, atitudinea cu care ar trebui să venim în fața mesei sfinte, este cea de om care a fost înfiat. Să vă spun ceva, un copil care este înfiat este recunoscător pentru orice. Pentru pat, pentru masă, oricare ar fi ea. Pentru părinții adoptivi este așa de recunoscător că are o familie care să-l iubească, că are o familie care să-l primească. Atitudinea noastră, asta ar trebui să fim. Pavel spune în Romani, spune, aveți grijă că voi ați fost altoiți, adică înfiați. Aveți mare grijă să nu vă considerați superiori iudeilor care vin, se trag din vița asta. Aveți foarte mare grijă. Voi sunteți înfiați. Da, sunteți copii lui Dumnezeu, dar voi sunteți înfiați. Atitudinea noastră ar trebui să fie la masa sfântă așa. Doamne, știu că Tu poți să mă vindești, dar azi nu vreau să-ți cer asta. Știu că Tu poți să mă scap de depresie, dar astăzi nu-ți cer asta. Știu că Tu poți să mă ajuți cu salariul ăla pe care îl cer, cu poziția aia la servici. Doamne, știu că poți să faci lucrul ăsta. Știu că Tu poți să-mi rezolvi problemele relaționale. Tu poți, dar azi nu vin să-ți cer nimic. Azi vin să mă bucur de prezența Ta. Pentru că la masa sfântă, noi ne bucurăm de prezența Lui. Ceea ce noi promovăm aici, în biserică, este experimentarea prezenței. Să spun ceva. Poți să fii din punct de doctrinar super și să încerci să trăiești o viață cât se poate de spirituală, să te ferești de aia. Că noi asta am învățat, viața spirituală e să nu. Poți să faci toate lucrurile astea. Dacă n-ai experimentat prezența, îmi pare rău. În Biblie spune că în clipa când Hristos apărea undeva, duhurile cădeau în leșin. Îl observau de departe și spuneau, ce avem noi a face cu tine, Fiul lui Dumnezeu? Tu ești mielul lui Dumnezeu, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă în mijlocul nostru sau în rugăciunea noastră în cămăruță este experimentarea prezenței lui Dumnezeu. Acolo este puterea.
în momentele mele grele, eram și un tânăr de 20 ceva de ani, în Statele Unite, țin minte, în momentele foarte grele, când experimentam rugăciunea în cămăruță, în mod fizic, simțeam atingerea Lui, experimentam prezența Lui Dumnezeu. Aici când ne adunăm în mod corporativ și El se coboară într-un mod puternic, cum s-a întâmplat, de exemplu, la Remarcabil, dacă ai fost acolo, ai experimentat prezența Lui. Prezența Lui, prezența Lui are putere. Prezența Lui are putere, te marchează pe viață, te face să fii cu adevărat ceea ce trebuie să fii. Venim aici la masa sfântă, noi de fapt experimentăm prezența Lui. Fizică, El este aici. El este aici. El este aici și din punct de vedere spiritual, prin propovăduirea cuvântului, prin Duhul lui cel Sfânt, dar El este și prin elementele acestea. De asta masa este așa de importantă. Cina este practicarea prezenței, dar aceasta poate fi experimentată numai de cei invitați la masă. Ești așa de onorat sau onorată astăzi să fii la masa Regelui. Pentru că, să spun ceva, masa prevestește venirea Lui pe nori. Prevestește venirea Lui. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Atenție mare! Spuneam că Iisus a luat vechiul, l-a împlinit și l-a transformat în noul. Da? V-am spus adeseori despre treaba asta. Masa aceasta, cina Domnului, împărtășania, cum vrei să-i spuneți, este luată din tradiția evreiască și era de fapt masa pascală, pentru că ei s-au adunat acolo în ajunul Paștelui ca să mănânce masa tradițională evreiască. Masa aceasta tradițională evreiască, cea pascală, avea două lucruri esențiale în simbolistică. Primul însemna și prevestea lucrul acesta, venirea iminentă a nimicitorului. Despre asta vorbea masa pascală. Când capul familiei stătea la masă împreună cu soția și cu copiii, îmbrăcat, încins, încălțat, cu toiagul în mână. Și le spunea în felul următor, în noaptea aceasta, nimicitorul va trece prin Egipt. În noaptea aceasta, toți cei care nu sunt în case, sub protecția sângelui, vor fi nimiciți. Asta era simbolistica. Și al doilea lucru, posibilitatea salvării prin sângele mielului. Stăteau la masă și trebuiau să mănânce mielul. Și spuneau, sângele acestui miel, care este pe ușorul ușii, îl va ține pe nimicitor afară, pentru că asta înseamnă că noi suntem parte din legământul lui Dumnezeu. Că noi suntem parte din familia Lui. Asta este garanția salvării, sângele. Nu buncărele, nu beciurile, nu sticlele de apă, biscuiții sau bateriile. Că sunt de ăștia care și-au făcut rezerve. Au zis, trebuie să-mi iau baterii. Să nu uiți de hârtie igienică, da? Nu știi ce ai să faci tu singur când s-o termina totul. Să spunem că prin absurd tu scapi. Că ți-ai făcut un beci la 100 de metri sub pământ, cum am auzit că piticul de la Moscova era ascuns pe ieri, sau poate fi și astăzi. Nu știu ce faci tu singur pe pământ la 100 de metri. Nu știu ce faci. Dar eu îmi propun să fiu acolo sus cu el. Tu nu la fel? Noi iubim venirea Lui. Masa e despre venirea Lui. Masa este despre garanția salvării care este întotdeauna în sângele mielului. Noi nu suntem aici pentru pământul ăsta. Sunt unii care se așteaptă să moștenească pământul, să-l ia ei pe tot. Da? Am mai spus eu aici, le dăm chei la mașini, le dăm tot. Să ia și ratele noastre că, da? Nu mai se poate să le plătească, să le ducă pe toate. Da? Noi, țelul nostru, noi suntem aici călători, ca Avram, cu cortul. Țelul nostru este să ajungem dincolo. Acolo în împărăția lui Dumnezeu. Și masa asta spune, masa sfântă spune asta. Doamne, aici suntem trecători, noi iubim și așteptăm venirea Ta. Ăsta e mesajul bisericii. Dacă biserica are alt mesaj, biserica și-a greșit ținta.
Da, le spunem oamenilor că mântuirea este în Iisus Hristos, da, botezăm oamenii și îi ucenicizăm, dar asta nu-i totul. Trebuie să le spunem că Iisus vine curând. Trebuie să le spunem și să se uită foarte atent ce se întâmplă acum în jur. Semnul conform Bibliei este Ierusalimul, Israelul, ce se întâmplă. Uitați-vă ce se întâmplă în Israel. Acum sunt niște mișcări acolo cataclismice, spun eu, în West Bank, oricând poate butoiul ăla de pulbere să explodeze. Ei cred, politicienii cred, ani de zile, țin minte, de la Carter încoace, toți încearcă să facă pact, pace, acum se împacă, acum iar se e, pentru că singura pace a Ierusalimului este Iisus Hristos. Din contră, este chiar o profeție care vorbește în Zaharia 12:2, spune așa: iată, voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate popoarele din prejur. Uitați-vă în prejurul lor, Egiptul, Siria, Libanul, Iordanul, toți încearcă să pună mâna pe limba aia de pământ. E doar atâta, e doar o limbă de pământ, atât. Dar ăla este semnul la care noi trebuie să ne uităm. Și când ne uităm la ceea ce se întâmplă în lume, când ne uităm la Israel, se aud pașii lui. Oameni buni, în generația noastră, ascultați-mă bine ce vă spun, Iisus este aproape. Asta nu înseamnă că noi trebuie să stăm picior peste picior să spunem: Iisus este aproape, ce mai facem? Nu mai facem nimic. El oricum trebuie să vină. Nu. Aduceți-vă aminte ce spune. Slujitorul trebuie să slujească. Când vei veni, ți se va cere socoteală, mi se va cere socoteală pentru lucrul care mi-a fost încredințat. De asta, astăzi, în prezența Mesei Sfinte, ne aducem aminte, în primul și în primul rând, ce a făcut Iisus pentru noi. Mielul fără cusur. Nu un miel de oarecare, mielul fără cusur. Când îl vede Ioan prin Duhul Profetic că intră în apa Iordanului, îi spune: iată mielul lui Dumnezeu. Pe ăsta l-am așteptat. El este cel mai mare, eu trebuie să mă fac mic. Iată mielul lui Dumnezeu. De fiecare dată când venim la masa sfântă, ne aducem aminte ce a făcut mielul lui Dumnezeu pentru noi. Când punem mâna pe pâine, pe rodul viței, ne aducem aminte de trupul frânt și de sângele vărsat. Ne aducem aminte că suntem frați și trebuie să ne iubim ca frați. Că suntem frați aici, suntem o familie. Nu poți participa la masa regelui dacă nu ești din familia lui. Iisus spune: voi nu mai sunteți robi, ci voi sunteți frați acum. V-am înfrățit prin sângele meu. Haleluia lui Iisus Hristos. Dar mai important ca orice, ne aducem aminte că El stă să vină. Îmi place foarte mult expresia asta. Numai în românește cred că este: stă să vină. Cum adică, vine sau stă? Stă să vină. Știți ce înseamnă asta? E la ușă. Și generația noastră poate să vadă clar, ușa e crăpată. Nu știu care dintre voi îl văd venind pe nori de slavă, prin credință. Dar eu abia aștept lucrul ăsta. Dacă îți pierzi timpul cu alte lucruri, ascultă-mă bine ce spun, orice vârstă ai, îți pierzi vremea cu alte lucruri. Înțelege, El stă să vină. E gata să vină. Și de fiecare dată când stăm la masa Lui, noi, de fapt, propovăduim prin prezența noastră acolo, prin atitudinea cu care suntem, propovăduim Maranata. Iisus vine curând. Iisus vine curând. Iisus vine să-și ia mireasa, să răscumpere poporul, să le ia de aici. Și în generația noastră, ceea ce ne face pe noi diferiți, nu sunt, nu știu, freze, haine, liturghii sau alte lucruri. Ceea ce ne face pe noi diferiți este această așteptare extraordinară după miel, după Fiul lui Dumnezeu, care nu mai vine ca rob, nu mai vine ca un rob suferind, ci vine ca împărat pe nori de slavă. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Ești gata astăzi să asculți? De fiecare dată când ne apropiem de trupul și sângele Domnului, noi ascultăm de El. Ești gata astăzi să-ți aduci aminte de cât de mult l-a costat, cât de mult l-a durut pentru ca eu astăzi să fiu liber, pentru ca tu astăzi să fii liber. De ce har și ce onoare ți s-a făcut să fii numit frate și
soră cu Iisus Hristos, Domnul Domnilor. Am auzit de atât de multe ori lucrul ăsta, credem că e la voia întâmplării. Nu. El este Jehova Ire, Jehova Rafa, Jehova Nisi, Jehova Elohim, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, și e gata să vină. Hallelujah.